toată gala mi s-a părut cum ai luat numai peste picior și în glumă. E ok, Andrei, azi vine fată nouă. Azi vine fată nouă și poate cine știe. Ema, nu o lua așa, Ema. Ema, nu o lua așa. Dar nu, că astea sunt motive. Ascultă, m-ai dezamăgit, crede-mă, nu o lua așa. Și eu sunt foarte dezamăgită. Ok, chiar te place și poate chiar și tu îl placi pe el. Dați-vă o șansă, fiți mai implicați unul pentru altul și gata, să terminăm situația. Lăsați unul de la altul. Că voiam să întreb și pe Nona și pe Patrick cum au rămas de-astea. Nu, eu am o întrebare pentru toți băieții de acolo. Când am dat votul spre Ionuț, vouă vi s-a părut că eu plâng din cauza că îl votez pe Ionuț să plece? Nu. Da, nu. Pe rând. Mie mi s-a părut că ai dat un vot așa cu greu față de oricine ar fi fost. Adică erai cumva emoționată și afectată de faptul că tu ești o persoană foarte sensibilă și care te implici foarte mult sentimental în tot ceea ce ține de noi băieții și că ai fi dat votul ăsta, ai fi reacționat așa față de oricine. Nu, la mine n-ar fi. Okay. O să zic și așa. Pe rând. Nu, să zic eu. Okay. Acum. Eu cred că ai dat votul ăsta și că ai început să plângi doar din faptul că aveai, că și eu poate am avut frustrare pe Robert și voiai să-l votez din toată inima. Nu cred că aveai nimic personal cu absolut nimeni de aici în afară de el. Și faptul că n-am mai putut fi votat pentru tine a fost o presiune în plus, pentru că eu înțeleg presiunea votului și cred că și Bianca și toate fetele care și Radu la fel, înțelegem presiunea votului. Toate fetele și Radu. Înțeleg presiunea votului și cumva cred că asta e. Dar să știi, nu trebuie să mai plângi acum, Nona, că uite, am rămas aici. Ok, Andrei? Ai oferit acel vot din cauza presiunii pe care ai avut-o asupra lui Ionuț și asupra noastră, care urma să ne votez, că era a doua. Eu nu aveam plan B. Da, un plan B, nu l-aveai. Și te-a apăsat mai mult acel plâns sau presiune că a fost Ionuț. Ionuț mi-a ușurat votul, pentru că tu ai spus singur, votați-mă, da, mă jur că e ok. Și am spus, Doamne, mulțumesc. În momentul ăla, sincer, m-ai ajutat foarte mult, pentru că chiar nu aveam niciun băiat care să cadă sub vot. Acum am la tine, Patrick, o întrebare. Părerea mea nu mă interesează. Știu. Nu. Tu ai zis-o că ți-a ușurat votul, nu trebuie să pleci, acum. Părerea mea. Dacă el ți-a ușurat votul, eu n-ai avut nicio Patrick, presiune să-l tine? Votezi. Eu personal am înțeles ce persoană ești, da, ce funcții îndeplinești aici, wow. Și atâta tot. Ești nul pentru mine, cum ai fost așa și ai rămas, atât. Patrick. Da. Ai spus mai devreme că dăm paginile și nu ne uităm în trecut. Ce facem? Le dăm, le rupem, le copiem dintr-o parte, mai scrim în altă parte? Cum facem? Nu știu. Pare că nu pot să trec paginile. Asta este. Mă surprind și eu pe mine cu reacțiile pe care le am. Și nu știu. Degeaba zic una dacă simt alta. Eu ce am încercat simt? Și eu, dacă vrei să vorbim referitor la gală, eu de când a fost videoclipul cu tine și cu Ionuț, de acolo mi-am schimbat starea, am încercat să mă controlez, să pară că n-am nicio treabă, pentru că și tu, în schimb, ai trecut peste camera mea roșie pe care am avut-o cu Alina. Eu aveam starea stricată de atunci și momentul în care ai votat Ionuț, ai plâns, mi s-a părut gratuit. Adică dacă plângi pentru toată lumea, pentru îți înțeleg sensibilitatea, încerc să înțeleg că îți place colectivul în care ești, îți plac băieții, e o chestie unică pe care n-ai mai trăit-o. Înțeleg și chestia asta, dar pe de o parte mă și deranjează că nu n-am fost eu obișnuit cu asemenea gesturi din partea unei femei sau asemenea reacții, nu știu cum să le gestionez, nu-mi plac deloc, nu-mi place nici că ceilalți văd chestiile astea și probabil sunt mulți care își pun semne întrebare în privința noastră, nu știu, sunt așa și eu sunt mai gelos decât credeam. La ce vrea să întreb, Patrick? Faptul că te-a deranjat atât de tare. I-am văzut când ea s-a întors din față de la vot, nici măcar nu te-ai ridicat să o iei în brațe. Din cauza asta? Eram... Acolo simt că am greșit și eu, pentru că trebuia să fiu puțin mai, să te susțin mai mult decât am făcut-o și trebuia astăzi să vorbim ce este de vorbit, doar că așa sunt eu ca și, nu știu, când mă ia capul,
Probabil nu știu, dar doamna Andreea... Păi ea nu interesează Patrick, părerea mea, dar pe tine te interesează? Doamna Andreea... A zis că vrea părerea tuturor și după aia s-a oprit la mine. O secundă, îmi zici doamna, după. Iară lipsă de doamna Andreea... După aia zice că am ceva cu ea. Doamna Andreea ți-a pus, nu știu, o întrebare, da, complicată, dar era destul de concretă. Dacă tu vei pleca în cazul că nu pleacă. Da, dacă îmi cer. Și tu ai încercat să aduci argumente din gală, nu știu, vai, chestia cu Ionuț una alta, ca să argumentezi faptul că ai rămâne. Când de fapt era foarte simplu. Spunea, eu avem 2-3 zile de cuplu, clar că nu. Și atât. Dar vrei să spun ceva, uite, din reacțiile voastre amândurora, de ieri din gală, nu mi s-a părut că s-a desudat și că, adică ți-a ieșit în evidență cumva că a fost un pic cuplul vostru grăbit să formați un cuplu. Da. I-am spus asta de la început. Adică acțiunile voastre amândurora cumva mie personal mi-au demonstrat că voi încă nu vă cunoașteți foarte sensibil în ceea ce se privește o relație. Da. Eu așa cred. Din partea Nonei mi se pare că ea e mult mai sigură pe ceea ce face, chiar dacă a vorbit Patrick. A fost propunerea lui Patrick de a forma un cuplu și de a oficializa relația. Bianca, nici Nona nu e de sigură pe Patrick. Chiar dacă eu înțeleg stilul Nonei. Nona încearcă cumva să evidențieze cum faci și tu, cum ai făcut și tu de-a lungul timpului, bărbatul de lângă ea, să-l pună pe un piedestal și să nu accepte poate micile greșeli pe care alții le văd. Înțelegi? Ea asta încearcă să facă acum. Și ei cumva au încercat să mascheze toate chestiile astea urâte și negre pe care pe amândoi imagine între ei doi, să nu le vedem noi, ca totul să pară frumos. Dar de fapt, la cea mai mică scânteie, la cel mai mic chibrit aruncat între ei doi, o să bubuie tot. Pentru că ei doi și-au făcut relația singură în cap perfectă, dar de fapt realitatea nu e atât de perfectă. Da. Dar tu ce părere ai? Tu, e ușurat votul, presiunea, n-a avut presiune, votează-mă pe mine, nu, n-a nicio problemă. De ce trebuie să plângă? Uite, Robert, dacă o făcea ea votul pentru că a vrut, ea n-a vrut okay. să facă votul ăsta. Îți spun sincer, la cât am cunoscut-o pe Nona, Nona, de câte am vorbit cu ea, a început să plângă. Adică, eu, mi se pare foarte normal că a plâns, pentru că e foarte exagerat de sensibilă. Da. Și întrebați-i și pe Radu la masă, când eram cu toți băieții, că i-am spus și tu, Radu, bă, parcă prea mult să plânge. Adică, prea mult. Vrei să zici ceva, Nona? Plângea dacă le sincer cu tine, la început, eu am crezut că tu ești teatru. A fost mai ușor. La început eu am crezut că tu joci teatru, până să te cunosc. Ia că tu faci astea la știu, că plângi și tu să te afli și tu în treabă, da. Dar după cunoscându-te cu adevărat și dându-ți seama, tatuajele alea după tine nu te reprezintă, pentru că tu ești mult mai sensibilă decât ce vrei tu să pari. Stați-o leac, okay. Când vreau nu mă cunoaște foarte. Și tu ești foarte dulce așa ca om, știi? Sunt, dar am și laturi din astea așa mai dure. Bianca, am și o întrebare pentru tine. Ieri în gală, de exemplu, după ce s-a votat persoane spre eliminare, ai spus un cuvânt care, uite, de exemplu, pe mine m-a deranjat, nu știu, pe cei noi, care suntem noi, din sezonul 2, dacă i-au deranjat, că ai spus că de ce nu se votează unul nou, care are mai puțin susținători și de ce se votează unul vechi. Ați înțeles greșit. Ideea era că dacă noi, fetele, mai ales fetele care sunt singure, își doresc un băiat nou în casă, strict, strategic, să-l voteze pe Ionuț, nu-i convenabil. Mai bine ar alege să plece un băiat care, nu știu, poate, în opinia noastră, că am spus, în capul nostru, este mai puțin votat sau un alta, ar avea mai multe șanse să rămână fata în casă. Și, nu știu, nu, în cazul ăsta s-a demonstrat contrariu, pentru că Nona a avut mai multe voturi decât Natalia. Dar, ziceam, dacă era și un băiat, nu știu, mai puțin vocal sau poate neatât de votat, era altfel, înțelegi? Ok. Strict strategic. Ideea nu am Andrei. Nimic cu voi. Chiar eu personal sunt mulțumită de ceea ce am eu și nu neapărat că nu-mi pasă de voi sau chestii din astea. Construiți-vă relațiile și așa. Dar pentru fetele, uitați-vă, Mihaela, Alina, acum și Emma, pentru ele poate ar trebui să fie un băiat nou, pentru că nu cred că cineva din, nu știu, cine mai este pe acolo o să poate se îndrepte și spre tine ele. Să vină ok, Bianca, am poate înțeles. Și tu. Dacă, de exemplu, ieșea Marinel, eu sau Patrick, care noi ne dorim o relație cu adevărat și am încercat până acum, de când suntem aici, am încercat în fiecare săptămână să construim ceva, eu să vedem cred. Dacă se ajunge la o relație sau nu. Și plecam acasă, da? Că aveam poate mai puțin susținători.
îmi părea și rămânea o persoană Andrei, care nu n-a încercat deloc, nu și-a dorit deloc. Despre ce merge vorba, se duce, este riscul să se ducă oricine dintre noi. N-ai înțeles, Natalia? Să explic și eu ceva, stați o secundă. Uite, dacă Patrick... O să vă prindeți cu timpul despre ce vorbim. Ai fi avut aceeași gândire ca și Bianca, pentru că tu ești foarte bun prieten cu Patrick, corect? Da. Tu nu ți-ai fi dorit ca Patrick să plece acasă. Fetele astea au format acolo un grup, bun sau nebun, nu contează, cum poate am format și noi aici, și atunci când îți pleacă un prieten, cum ți-ar pleca ție Patrick, tu ai alege de 5.000 de ori să plece acasă o fată de acolo care e mai puțin votată, care chiar dacă își dorește cuplu, decât să plece Patrick. Nu, eu îmi doresc ca fetele care își doresc cuplu cu adevărat să rămână în casă și băieții totodată care își doresc cuplu cu adevărat să rămână în casă și cei care nu își doresc cuplu deloc să facă loc la o altă persoană sau e corect, dar ea vorbește acum doar vorbesc... oamenilor de acasă care te votează. Da, dar eu vorbesc de cuplu, frate, care își dorești cu adevărat un om cuplu. Păi, da, oamenii adică dacă eu îmi doresc cuplu cu adevărat, nici tu, nici... Andrei, mă pun în cap, frate, și vreau Andrei, cuplu. Dintre toți l-am ales pe Marinel, nu am nimic cu el sau așa, pentru că el singur a spus, dacă nu, cu Natalia, cu nimeni, chestii din astea. Adică din opțiunile care erau la momentul de față, era ori tu, ori Andrei. Înțelegi? Atât. Ori Andrei, ori tu, ori Andrei, ori tu, ori Marinel. Nona și Patrick, aveam o întrebare pentru voi, pe care vreau să vă pun când erați în subiect. Acum, după tot ce s-a întâmplat în gală, credibilitatea voastră ca și cuplu, cât a scăzut din 100%?